siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă, Poliția Română a declanșat acțiunea Foc de Artificii cu scopul verificării legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice. Prin această acțiune, Poliția Română urmărește prevenirea, identificarea și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă. Vor fi desfășurate atât controle la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și activități specifice structurilor de ordine publică în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Potrivit Tincuței Dumuța, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în perioada de referință a anului trecut, polițiștii sălăjeni au constatat 12 infracțiuni de nerespectare a regimului legal de deținere și comercializare a articolelor pirotehnice. De asemenea, din analiza situației operative s-a constatat că acest gen de fapte se comit cel mai des de persoane care le achiziționează din țările vecine, cu legislație mai permisivă, Ungaria, Polonia, Spania, Italia, cu scopul de a le vinde în țară sau a le folosi în perioada sărbătorilor de iarnă. La nivelul județului Sălaj, 3 societăți comerciale sunt înregistrate și autorizate pentru deținerea, comercializarea, respectiv folosirea obiectelor pirotehnice, 2 cu sediul în Zalău și una în Meseșenii de Jos. Sălăjenii care se încumetă să folosească materiale pirotehnice trebuie să știe că orice operațiune cu astfel de articole efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an. Mai trebuie menționat faptul că articolele pirotehnice din categoriile 1 și P1 comercializate către persoanele cu vârsta sub 16 ani, precum și comercializarea către publicul larg articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 1 an. Președintele PDL Sălaj, Lucian Bode, a declarat azi într-o conferință de presă că disputele din USL din ultima vreme au fost artificial create pentru a atrage atenția de la două teme importante și cu impact major negativ asupra românilor începând din 2014, referindu-se aici la proiectul de descentralizare și la legea bugetului. În opinia președintelui PDL, Lucian Bode, descentralizarea propusă de USL înseamnă feudalizarea României și mai spune că aceasta nu are nimic în comun cu descentralizarea care presupune apropierea deciziei de cetățean pentru beneficiul lui. În primul rând, am avut parte de o asumare a răspunderii în Parlament pe legea descentralizării. Noi o numim această descentralizare propusă de USL, fără să greșim, feudalizarea României. Pentru că, eu cred, acesta este cuvântul potrivit, proiectul de feudalizare a României, proiect prin care nu se urmărește descentralizarea, care, sigur, implică apropierea deciziei de cetățean, în beneficiul acestuia. Se spune că vor fi transferate aceste atribuții, instituții, clădiri, personal cu bugetul aferent. Știu că Victor Ponta a spus în 2013 nu vor fi disponibilizări, dar în 2014 da. Mai precis, după ce îi demit pe toți, președintele Consiliului Județean va hotărâ cine rămâne și cine pleacă din aceste instituții. Să sperăm că nu va hotărâ să mai aducă, pentru că au fost mulți lipitori de afișe la PSD în campanie electorală și sunt poate câțiva fără servici. Da, în fine, nu știu care va fi situația, cert este că vor fi disponibilizări. În același context, Lucian Bode spune că bugetul propus de USL pentru anul 2014 este un buget electoral, fiind axat pe satisfacerea clientelei de partid și nu pe nevoile economiei și că, după cum arată propunerea de buget, anul viitor Sălajul va fi tot în opoziție. Este ridicol că nu s-a pus niciodată problema acordării unui procent minim pentru investiții. De fiecare dată, articolul 1 din buget spune clar: România trebuie să-și asigure funcționarea statului. Deci începem cu funcționarea statului și după aceea discutăm despre investiții. Sigur, statul trebuie să funcționeze, dar în egală măsură trebuie să avem grijă, dacă nu alocăm fonduri suficiente pentru investiții,
nu generăm locuri de muncă noi, generăm șomaj și asistență socială. Sigur, de aceea ne aflăm în situația în care întâi vedem care sunt cheltuielile, după care acoperim aceste cheltuieli cu impozite și taxe. Așa este construit acest buget, pe principiul vaselor comunicante, luăm de la unii și dăm la ceilalți. Nu întâmplător, guvernul Ponta a avut 4 rectificări, 1 și 2, Ponta 1 și Ponta 2, a avut 4 rectificări de buget, toate cele 4 negative, însumând 6,4 miliarde de lei minus. Dacă ne raportăm la același interval de timp, 2010, spre exemplu 2011, guvernul Boc a avut tot 4 rectificări de buget, care au dus la un plus de 8,2 miliarde de lei. Nu poți să vii în Parlamentul României și să-ți asumi responsabilitatea, să-ți asumi răspunderea pe un astfel de proiect, de astfel de importanță majoră pentru România, când ai 70% majoritate în Parlament. Sigur, aceasta este până la urmă o sfidare și o lipsă de încredere în propria majoritate. Lăsând la o parte faptul că în aceste condiții nu ai posibilitatea să dezbați acest proiect și mai mult, termenul foarte scurt de când a fost anunțat și până când și-au asumat răspunderea în Parlament în această săptămână, nu a creat condițiile unei dezbateri publice serioase între asociațiile primarilor, de exemplu, de comune, de orașe, de municipii, societate civilă, toți factorii implicați ar fi trebuit să fie consultați, din păcate nu au fost consultați niciunul dintre aceștia. Salajul se numără printre județele în care au început o serie de controle pentru prevenirea tăierilor ilegale de pom de Crăciun, iar în continuare silvicultori anunță intensificarea măsurilor de control. Silvicultorii vor efectua controle în majoritatea zonelor din județ împreună cu echipe alcătuite din polițiști și jandarmi. În paralel, populația va fi anunțată că poate achiziționa pom de Crăciun la prețuri care să ducă la scăderea furturilor, pentru că oricum necesarul va fi asigurat din pădurile statului. Astfel, în acest an, pentru sărbătorile de iarnă, RomSilva are posibilitatea de a recolta și valorifica pe piața internă un număr de 51.799 de pom de Crăciun, din care, din specia Brad, 28.201 bucăți. În condițiile în care anul trecut regia a scos pe piață 65.833 de pom de Crăciun, din care 34.067 bucăți au fost din specia Brad. În 2013, RomSilva a redus numărul brazilor scoși la vânzare din cauza retrocedării unor suprafețe de păduri către foștii proprietari. Prețurile de vânzare către populație și agenții economici sunt aceleași cu cele din anul 2012 și sunt cuprinse între 10 lei la pomii de Crăciun cu înălțime între 70 de centimetri și 1,30 metri, de 20 de lei pentru cei de la 2 metri până la 3 metri pentru specia molid și între 20 de lei la pomii de Crăciun cu înălțime între 70 de centimetri și 1,30 metri și 30 de lei la cei de la 2 metri până la 3 metri din specia brad. Prețurile nu includ TVA. Solicitările pentru exemplare cu înălțime mari de 3 metri sunt considerate comenzi speciale, iar prețul se aprobă de fiecare direcție silvică în parte, pornind de la tariful minim de 20 de lei pe metru. RomSilva precizează că brazii vor fi recoltați din regenerările naturale cu o densitate excesivă, precum și din culturi specializate, de unde se recoltează în fiecare an pom de Crăciun, în vederea vânzării acestora în perioada sărbătorilor de iarnă. Valorificarea brazilor se va face de către direcțiile silvice din cadrul regiei, prin ocoalele silvice din subordine. Pentru evitarea tăierilor ilegale, cât și a comerțului ilegal cu pom de Crăciun, RomSilva, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria Română și Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic și Cinegetic, desfășoară acțiuni comune în fondul forestier, pe drumurile publice, în locurile de vânzare, ca și în anii anteriori, pentru prevenirea și sancționarea unor astfel de fapte. RomSilva nu își propune să acopere necesarul de brazi pentru Crăciun, deoarece sunt agenți comerciali care aduc pom din import, dar și proprietarii
proprietari privați de păduri care vin pe piață cu brazi sau molizi. Pe de altă parte, hipermarketurile și magazinele de bricolaj sau de mobilă vând pomi de iarnă din import, dar la prețuri mult mai ridicate decât cele de pe piața locală. Cei mai mulți brazi din import vin din Danemarca, Ungaria, Germania și Polonia, dar și din Olanda, Austria și Italia, la prețuri medii de circa 20-25 de euro. Un angajator din Irlanda caută pentru angajare 40 de tranșatori de carne. Salariul promis de angajator pentru un astfel de post depășește 8 euro pe oră. Sălăjenii care vor să-și desfășoare activitatea în afara țării își pot trimite până la jumătatea lunii decembrie candidaturile pentru cele 40 de posturi de ciontolitor, tranșator carne disponibile în 4 localități diferite din Irlanda. Pentru a corespunde cerințelor angajatorului, candidații la aceste posturi trebuie să cunoască bine limba engleză, să aibă experiența anterioară în dezosarea cărnii de vită și experiența anterioară de lucru într-un volum mare de procesare a cărnii. Potrivit informațiilor postate pe site-ul EURES, acest post va implica statul în picioare pentru perioade lungi, mișcarea regulată, deridicare, împingere și transportul de greutăți, lucrul într-un mediu rece, 4 grade sau mai puțin, îndoire, aplecare, mișcări repetative din mână, răsucirea părții superioare a corpului folosind un cuțit. Salariul promis de angajator este de 8,65 de euro brut pe oră. Persoanele care vor să obțină date suplimentare despre aceste posturi pot accesa adresa de internet www.aneofm.ro, secțiunea Munca în străinătate. Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură vă invită la spectacolul muzical coregrafic dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul va avea loc în data de 1 decembrie, începând cu ora 17 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, intrarea fiind liberă. În cadrul spectacolului vor evolua ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, soliști vocali Maria Golban-Șomlean, Ileana Domuț-Mastan, Vasile Coca, Rodica Popseling, Aurora Moga Popovici, Vlăduța Lupău, Alex și Alexandra Chira, Claudiu Costinaș, Deisa Buzgău, Daniela Stoica, Ioana Lazar, Denisa Mirișan și Vicențiu Pop. Moldoveanul și munteanul sunt frați buni cu ardeleanul. Sunt trei frați plini de mândrie pentru scumpa Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veșnă. Coreografia spectacolului este realizată de Gabriela și Marin Hosu, dirijor Grigore Grigoruț, iar scenografia și prezentarea spectacolului va fi asigurată de Ioan Pintea. Tot în data de 1 decembrie, zălăoanii vor putea asista și la concertul fanfarei Promenada, ce se va desfășura pe platoul de marmură.